Bun găsit tuturor, sunt Adina Tomoiagă și în această seară la Provocările Vieții aș vrea să vorbim puțin despre amintiri din copilărie, dar nu acele amintiri frumoase, pline de haz și pline de bucurie, ci poate mai degrabă acele amintiri care au lăsat răni, care au lăsat durere în sufletele noastre. Așadar, vorbim despre traumele de relații și despre felul în care ele pot fi alinate sau pot fi vindecate. Vreau să vă spun bun venit la o nouă întâlnire. Doamna Alina Neagoie, psihoterapeut, este împreună cu noi. Bine v-am găsit! Și domnul Cristian Voicu, pastor, vă spun bun venit! Bine ne-am găsit! Aș vrea să vă întreb, doamna Alina Neagoie, în ce etapă a vieții noastre de adult începem să fim mai conștienți de ceea ce ne-a durut în copilărie și de impactul pe care acele dureri le au acum pentru noi? Aș spune că, cu preponderență, începem să fim mai conștienți de amintirile noastre din copilărie, amintirile dureroase din copilărie, cel mai probabil înspre ultima parte a adolescenței și prima parte a tinereții, când dinamica relațiilor sociale se schimbă, începem să fim expuși la alte modele de relaționare, dar deși poate că am fost expuși la alte modele de relaționare sănătoase și înainte, poate nu am avut capacitatea necesară, maturitatea necesară să înțelegem că ceea ce ni s-a întâmplat în familie este diferit de ceea ce am putea să trăim în continuare sau am fi putut să trăim sau la ceea ce am fi avut dreptul să trăim în familie. Și cumva toate lucrurile acestea devin evidente prin o întreagă... Comparație, într-un fel? Da, printr-un întreg mecanism de comparare cu ceea ce au ceilalți, cu ceea ce sunt ceilalți, cu ceea ce au devenit ceilalți, ca urmare a dinamicilor relaționale, familiale, spre diferență de ceea ce am putut noi, am făcut noi sau suntem noi, ca urmare a experiențelor noastre adverse de multe ori timpurii. Mă mai gândesc la un aspect, poate și capacitatea de a trăi, să spun, independent de părinți, ar fi un factor care ne dă voie să ne uităm și critic la ceea ce ni s-a întâmplat, pentru că deja ne simțim în siguranță. Altfel spus, am putea cumva să ne descurcăm și fără părinți acum. Ce credeți, domnule Cristian Voicu? Nu cred că ne putem descurca fără părinți. Sub aspect fizic, da, putem să fim la distanță. Dar eu văd situația copiilor care sunt în gazdă și sunt plecați de acasă. Ei depind de părinți. Ba din contră, aș putea să spun că îndepărtarea de părinți îi apropie mai mult de părinți, conștientizând valoarea părinților, vorbind acum despre o familie normală. În momentul în care în familie au fost ceva probleme, noul context, normal că e posibil să deschidă noi perspective și atunci omul se luminează, își dă seama. La lucrurile acestea mă gândesc că cred că ați auzit adolescenți tineri care au spus că abia așteaptă să plece de acasă? Da, da, așa este, dar motivele lor sunt diverse. Unele sunt pozitive, altele sunt negative. Ei sunt fluctuanți, sunt volatili. Trebuie privit cu foarte mare atenție modul în care ei se exprimă. Dar aș putea să spun, ca să fac o completare, și asta aș putea să zic că este chiar o experiență care mă privește. De mic mi-am dat seama că lucrurile nu sunt bune în casă. Faptul că era violență și mama era bătută, de mic mi-am dat seama că acolo trebuie făcut ceva. Și îi spuneam, trebuie să plecăm de acasă. Și nu aveam nici 7 ani. Cum de un copil de mai puțin de 7 ani, i-a spus mamei lui să plece de acasă, pentru că acolo nu era bine, pentru că am conștientizat și au venit situații. Ea era supărată, îmi spunea, dar vecinii spuneau, după aceea la școală s-a aflat și la școală s-a spus, deci conștientizarea poate să vină foarte devreme atunci când lucrurile sunt complicate. Să nu credem că piciul ăla de copil este un novice și el nu pricepe. Pricepe foarte mult, că nu spune, nu spune din alte motive, dar el pricepe foarte mult. Eu aș putea să spun că un copil, începând cu vârsta de 3 ani, el începe să sesizeze lucrurile pozitive și negative din familie.
Și observați, mă gândesc, fetița la vârsta și dacă s-a ridicat glasul, e imediat tresare și ce, vede că nu e în regulă, nu este drumul cel bun. Deci, până la urmă, noi suntem creați de Dumnezeu cu niște capacități extraordinare. Când este vorba pe latura aceasta afectivă, emoțională, când are de mâncare, el nu prea știe, mănâncă cartofi și fasole, asta este, și îi place. Dar când este vorba pe partea aceasta, acolo nu mai merge cu cartofi și fasole. El are nevoie de ceea ce trebuie. Doamna Alina Neagoie, când vorbim despre traume de relație? Vorbim de traume de relație atunci când avem cumva, vedem cumva totalitatea modificărilor neurologice, comportamentale, psihologice în o persoană care a fost expusă multă vreme unor situații conflictuale, agresive sau situații care nu răspundeau nevoilor primare ale, emoționale ale sale și care și asupra cărora acea persoană în copilărie avea prea puțin control sau deloc control și de adeseori s-a simțit amenințată. S-a simțit că nu are scăpare din acele situații. Și faptul că s-a simțit de multe ori că nu există scăpare, că nu poate să-și ia apărarea sau nu poate să plece de acolo, a început acest lucru, această cursă contra cronometru de supraviețuire, a început să modifice structura interioară a acelei persoane. Și deși, într-adevăr, e un caz fericit cel pe care îl spuneați și dă dovadă de o capacitate foarte mare de conștientizare a situației, însă adesea copiii expuși unor situații de abuz, de violență, de neglijare, pentru a se conecta cu ceilalți sau dacă cumva au sentimentul că ar trebui să se aleagă, să aleagă între ei și ceilalți, îi vor alege pe ceilalți și se vor pierde pe ei. Adică din nevoia de a se conecta cu celălalt, cu cel care îl îngrijește, cu părintele abuzator, va renunța la el, va renunța la tot ce înseamnă el, doar pentru a fi acceptat. Și aceasta este trauma de relație, lucru care lasă ulterior urme adânci, care face ca adultul de mai târziu să aibă o serie de probleme psihologice, să aibă o serie de probleme relaționale și sociale. Și atunci, dacă toate aceste lucruri s-au cristalizat de-a lungul timpului, au lăsat înăuntrul său sentimente puternice de rușine și vinovăție. Rușine și vinovăție care îl vor însoți de-a lungul vieții și care îi vor marca dinamica relațională cu toți ceilalți și chiar și cu el însuși. Domnule Cristian Voicu, ce răni poartă în suflet un copil care a avut parte de experiențele acestea adverse de viață? Poate nu a avut atenția, nu a avut dragostea, nu a avut liniștea în familie. În primul rând, el nu cunoaște dragostea. Și lipsa dragostei nu realizează îmblânzire. El nu știe ce înseamnă să fie mângâiat, să fie apreciat. Și atunci sunt direcții opuse. Ori o ia la vale și devine o persoană neîncrezătoare, anxioasă, chiar depresivă, fără capacitatea de a avea respect de sine, are o imagine de sine deformată, iar în ce privește valoarea de sine aproape nu există, pentru că n-a fost valorizat, n-a fost. În partea cealaltă poate să meargă în cealaltă prăpastie, să hrănească sentimente de ură, de violență, de răzbunare, de manifestare a forței fizice ca o dovadă a faptului că n-are nevoie de nimeni. Mă descurc, n-am nevoie de voi, plec. Și atunci o ia pe drumul acesta și este posibil să ajungă într-un grup unde se poate apuca de orice, care are amprenta asta de cool, de puternic, de macho, și atunci bate, se droghează, alcool, orice. Deci poate să sară în partea cealaltă, oricum, și una și alta sunt deformări foarte urâte.
Atunci când o persoană simte aceste răni, aceste disfuncționalități în propria existență și se uită în copilărie și vede ceea ce a durut, ce poate să facă? Pentru că dacă rănile fizice par să se vindece mai ușor, rănile emoționale persistă mai mult. Acum, sigur că într-un prim moment de conștientizare a cauzalității, să spunem, problemelor de acum și cauzalitatea care se află undeva acolo, în trecutul său, în familia de origine, îi poate stârni celui care observă, care conștientizează, foarte multă furie, foarte multe resentimente. Eu de ce nu am primit? Mie de ce nu mi-ați dat? Pe mine de ce nu m-ați iubit așa? Însă, noi nu suntem unici așa, entități unice disparate. Încurajarea mea când am de-a face cu persoane, cu supraviețuitori ai traumei de relație, încurajarea mea este să-și examineze cumva genograma familiei, să vadă nu cumva și părinții lui i-au oferit atât de puțin sau deloc, sau i-au mutilat atât de puternic copilăria pentru că și ei la rândul lor au suferit niște tratamente similare. Nu cumva acest tip de dinamică relațională s-a perpetuat de-a lungul generațiilor și a fost preluat ca și model în lipsa altuia, în lipsa unor experiențe diverse, pur și simplu că așa venea cumva la pachet cu apartenența la acea familie. Deci, pe de-o parte, încurajez astfel de persoane să se uite puțin la tabloul general. Ce aduce o astfel de perspectivă? O astfel de perspectivă aduce, într-un caz bun, înțelegerea, rescrierea cumva a poveștii. Părinții mei mi-au făcut rău, nu pentru că nu m-au iubit, ci pentru că nu au știut cum să mă iubească, pentru că la rândul lor nici pe ei nu i-a învățat nimeni, sau și pe ei i-a iubit cineva, tot în forma aceasta, dureroasă. În cel mai fericit caz, poate duce la iertarea lor, iertare care poate să însemne reluarea relațiilor sau repoziționarea în relația cu părinții, sau nu neapărat, dacă traumele sunt foarte adânci, dacă intensitatea acelor abuzuri, acelor transgresări, acelor agresiuni asupra ființei sale sunt foarte mari și nu mai pot fi surmontate, nu mai pot fi înlocuite, măcar această iertare care survine nu atât pentru cei care i-au produs rău, ci pentru sine, pentru a putea merge mai departe, pentru a avea forța ca acest ciclu al perpetuării violenței, abuzurilor în familie să se oprească la el. Adică, pe de o parte, înseamnă multă conștientizare, dar pe de altă parte, copilul de atunci este adultul de acum, care știe mult mai multe, înțelege mult mai multe, are o viziune de ansamblu a ceea ce s-a întâmplat, poate transgenerațional, în viața familiei sale și are și responsabilitatea să facă ceva în legătură cu lucrul acesta, să oprească la el această perpetuare a unei dinamici de familie toxice. Domnule Cristian Voicu, au fost și alte ocazii în care v-ați deschis sufletul în fața telespectatorilor și cei care ne urmăresc mai des, cred că știu, și dumneavoastră ne-ați împărtășit. Ați avut parte de această traumă de relație, da? Ați avut un tată agresiv. A fost greu să vindecați această rană? Cum ați făcut-o? Este o experiență interesantă și foarte importantă pentru mine. Pentru că de la vârsta de 7 ani, când s-a produs divorțul, 7 ani aveam eu când mama mea a divorțat de tatăl meu, până la vârsta de 14 ani, deci timp de 7 ani, eu l-am urât. Deci nu am vrut să-l văd, nu l-am vrut să-l întâlnesc. Venea destul de rar, dar mai venea, dar eu nu mă întâlneam. Iar mama mea, care a fost bătută și chinuită, fiind creștină, m-a învățat de tatăl tău. Deci femeia înțeleaptă m-a învățat că e tatăl meu. Și eu am spus, nu am nevoie. La vârsta de 14 ani, când l-am descoperit cu adevărat pe Dumnezeu, adică a fost o descoperire în unui Dumnezeu a familiei mele. Mama mea adventistă a fost, deci eu m-am născut
cu o mamă adventistă, deci aș putea să spun că m-am născut în biserică. Știu cum sunt ortodox și nu, eu sunt ortodox din tată, la mine așa a fost. Și normal că poți să moștenești, dar moștenești ce? Atunci l-am descoperit pe Dumnezeu care mi-a spus, du-te și împacă-te cu tatăl tău. Tu faci acest gest, pentru că acest lucru este pentru binele lui, dar și pentru binele tău, dar tu mă onorezi pe mine. Țineam foarte mult la onoarea lui Dumnezeu. La vârsta aceea mă bucuram când îl puteam onora pe Dumnezeu. Și atunci am făcut acest lucru pentru onoarea lui Dumnezeu. Acea împăcare a fost extraordinar de importantă. Acel om l-a primit pe Dumnezeu și a mărturisit păcatele. Pentru el a fost un eveniment extraordinar în viața lui. Dar a fost și pentru mine, pentru că mi-am dat seama ce se poate realiza atunci când îl asculți pe Dumnezeu. Vedeți istoria, ce istorie. Când aveam vârsta de 18 ani, eram 18 ani și ceva în armată, tatăl meu a murit la vârsta de 53 de ani. Deci am avut o nișă de 4 ani de zile. Dacă eu nu prindeam nișa aceasta, probabil că la 20 de ani aș fi să mă împac cu el, dar nu mai aveam cu cine. Cât de bun a fost Dumnezeu. Am putut să relaționez cu el, să crească relația mea cu el, dar și relația noastră cu Dumnezeu. Acest lucru pentru mine a rămas o amprentă și vedeți, a fost un subiect pe care l-am predicat, dar nu l-am predicat din carte, l-am predicat din viața mea și eu pot să spun că aceasta este o metodă de a putea să treci mai departe. Iertarea care este vestită de Dumnezeu în Biblie, dar avem cărți nenumărate care vorbesc despre iertare, este un principiu fundamental al existenței și cred că este o manifestare a profundei dragoste, nu o dragoste sentimentală, ci acelei dragoste care înseamnă sacrific eu ca să-l pot înțelege pe el și să-l lași pe el să meargă mai departe. Dar m-am salvat și pe mine, pentru că a trecut furia, ura, n-am mai avut resentimente sau n-am mai privit în urmă ca fiind perioada cea mai grea a vieții mele. Acum eu priveam înainte ca fiind posibilitatea unei vieți schimbate și noi și frumoase. Doamna Alina Neagoe, ce facem atunci când părinții poate nu au, nu știu, atitudinea așteptată? Pentru că sunt convinsă că cunoașteți și astfel de cazuri ale copiilor deveniți adulți care au trecut prin acest proces, au prelucrat, au încercat să-și potolească furia și s-au dus către părinți sperând că măcar acum le spun îmi pare rău sau n-am știut mai mult, dar nu primesc un astfel de mesaj. Sigur, sunt multe tehnici de lucru atunci când mesajul nu ajunge, chiar și după discuții cu părinții, chiar și după această repoziționare în relația cu părinții. Acum, într-adevăr, adesea părinții tind cumva să-și protejeze sinele, să se protejeze pe sine, mai ales atunci când sunt în fața acuzațiilor, nu mi-ai făcut, nu mi-ai dat, nu m-ai iubit sau uite câte mi-ai făcut, tind să se protejeze minimalizând sau negând. Fie neagă situația ca atare, nu e adevărat, eu n-am făcut asta. Fie că neagă, știu eu, responsabilitatea asupra situației. Actea. Tu m-ai făcut să fac așa, tu greșai, tu mă mințeai sau tu luai note proaste. Sigur, ei au tot felul de forme de a se proteja în primul rând pe sine. Pentru că nu înseamnă că dacă, cel puțin în fața copilului, nu recunosc aceste aspecte, lucrurile acestea nu înseamnă că ei nu știu sau nu simt. Cu cât înaintează în vârstă, cu cât se așează cumva, să spunem, emoțiile sau furiile sau trăirile tinereții, cu cât se îndreaptă spre senectute, cu atât apare poate și acest fenomen de a vedea, de a înțelege ce s-a întâmplat, numai că de multe ori e dureros și pentru ei să accepte că au putut să facă toate acele lucruri câte le-au făcut copiilor lor. Și atunci, fie îi îndemn să-și scrie, le explic și partea aceasta, că e posibil ca uneori, chiar dacă părinții nu te-au iubit așa cum ți-ai dorit, poate totuși te-au iubit cum și cât au putut ei. Și poate să fie suficient. Dar dacă ți-ai dorit să te iubească în altă formă, ce-ar fi să-ți scrii o scrisoare ca din partea lor? Adică,
să te reparentalizezi, să fii propriul tău părinte sau să devii la rândul tău părinte pentru copiii tăi așa cum ți-ai fi dorit, așa cum ai crezut că trebuie să se întâmple și la tine în familie nu s-a întâmplat. Și de multe ori e o formă de fapt cu conexiune cu sinele, pentru că ceea ce se întâmplă cu adevărat în acest proces de traumă complexă, copilul chiar ajunge să se urască pe sine, să aibă sentimente de dezgust față de sine. Și poate primii pași cumva în recuperarea de pe urma traumei complexe este acesta de a, în primul rând, de a găsi un sentiment de siguranță și securitate, sentiment pe care nu-l mai are, chiar dacă amenințările au încetat la un moment dat pe măsură ce copilul n-a mai fost copil, ci a devenit adult, independent și a plecat de acasă, dar să găsească în sinea sa un loc în care să se simtă în siguranță și, doi, să se reconecteze cu el, cu corpul său, cu emoțiile sale, cu trăirile sale și apoi să găsească forța de a înțelege lucrurile, de a le integra, de a le duce mai departe cu sine și chiar dacă nu primește răspunsul pe care îl așteaptă de la părinți sau acea împăcare cu părintele nu se realizează, măcar să se producă o împăcare cu sine. Domnule Cristian, voi cu perspectiva credinței aduce ceva în plus. Și anume, un copil care n-a avut părintele pe care și l-a dorit sau nevoile nu i-au fost împlinite în maniera dorită, are speranța sau perspectiva unui Dumnezeu care îi poate fi tată. Ce aduce această perspectivă? Asta înseamnă că biserica poate să funcționeze foarte bine ca a doua familie. În biserică s-au regăsit foarte multe persoane, indiferent de vârstă. Aș putea să spun că și bărbați, și femei, și copii, și tineri. De ce? Pentru că la biserică, pe de o parte, este un act moralizator, pentru că ți se predică și se spune să fii bun, să fii nobil, în sfârșit, lucrurile acestea. O lecție care nu prea ne este plăcută, dar mai este încă ceva, pentru că ni se spune că Dumnezeu este pregătit să ne primească în orice condiție. Și Biblia spune că Dumnezeu iubește pe oricine. Cum pe oricine? Și pe un criminal? Da, și pe un criminal. Pentru că Dumnezeu iubește necondiționat. Și Biblia ne vorbește de dragostea lui Dumnezeu, care în limba greacă se numește agape. Adică este o dragoste principială, necondiționată. Wow! Când am auzit prima dată acest lucru, mi s-au deschis ochii minții și am zis, aici este ceva de cercetat. E, acest lucru îl descoperă foarte mulți în biserică. Și atunci el nu mai pune condiții, eu mă simt bine dacă voi fi iubit. El vine la biserică și caută să iubească, să facă ceva cum i-a arătat Dumnezeu. Și este un principiu în psihologie care e practicat în multe locuri. Du-te și fă bine, fă o vizită, fă milostenie, du-te și vorbește frumos, du o floare. Ideea florii, ce înseamnă floare? Ce este planta aia să duci? Floarea înseamnă mult, este un limbaj. Și atunci când un bărbat duce o floare, asta înseamnă foarte mult. Vedeți, asta face biserica. Și persoane care n-au avut familie s-au regăsit în biserică, pentru că în biserică se întâlnesc cu oameni care vor să fie ca Dumnezeu. Nu reușim, dar încercăm. Dacă greșim, ne cerem iertare. Și la biserică deja apare ca o familie minunată, cu recunoaștere, cu greșeli, cu iertare, dar ne simțim bine pentru că l-avem pe Dumnezeu. O ultimă întrebare. Poate o persoană care a experimentat durerea, trauma sau rana în copilărie, să ajungă ca adult cu o viață funcțională, fericită, împlinită? Da, și tot mai multe voci spun lucrul acesta, că pe lângă tot ceea ce se cunoaște deja și tot vorbim de stres post-traumatic, de tulburarea de stres post-traumatic sau stres post-traumatic complex, atât ce înseamnă, sau ca urmare a ceea ce înseamnă stresul, trauma de relație, dar mai multe voci spun că există creștere după traumă, este partea aceea de creștere post-traumatică.
oamenii, odată ce au ajuns să înțeleagă, să se vindece, nu mai sunt la fel. Ei încep să crească sistematic și acest lucru se vede în câteva dimensiuni ale vieților, dar dimensiuni importante. Se vede în calitatea relațiilor pe care le dezvoltă, relații interumane. Se vede în modul în care sunt mulțumiți sau recunoscători pentru ceea ce au. Se vede în ceea ce spuneați mai devreme, în dezvoltarea lor spirituală, în raportarea la divinitate, la o forță superioară. Deci toate experiențele pe care le-au trăit capătă noi sensuri înăuntru unei astfel de persoane și când ajung să capete noi sensuri și înțelesuri, așa cum spuneați că vi s-au deschis ochii minții, ei de fapt au crescut post-traumatic, s-au dezvoltat post-traumatic. Aceeași întrebare, domnule Cristian Voicu, poți trăi fericit, împlinit, chiar dacă au fost și etape dureroase în viață? Da, eu cred că aceste etape dureroase în viață nu sunt decât niște rampe de lansare, de a putea să te dezvolți mai bine. Dacă ai fi avut o viață minunată, frumoasă, în globul de cristal, n-ai fi știut realitatea. Adevărata dragoste este în lacrimă. Întâi plângi și atunci reușești să te bucuri. Îmi place foarte mult modul în care exprimă acest lucru Biblia, relația lui Dumnezeu cu noi. Iisus Hristos a suferit, dar zice, s-a bucurat să sufere, știind că la final va putea să aibă un moment de satisfacție extraordinară. Trăim. Este rescrierea poveștii. Cu siguranță, atunci când vezi durerea cu alți ochi, îi dai sens și îi dai o perspectivă, lucrurile se așează și viața noastră poate căpăta și fericirea pe care ne-o dorim. Dragi prieteni, încheiem aici dialogul nostru din această seară, mulțumindu-le invitațiilor psihoterapeut Alina Neagoie și pastorul Cristian Voicu. Vă mulțumesc și dumneavoastră, telespectatorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, Viața e provocare, lăsați-vă provocați!